Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, ci sabia. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Ce înseamnă acest verset? Este adevărat, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, este adevărul. Și totuși, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. De ce? De ce? De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Ce înseamnă a mărturisi pe mine înaintea oamenilor? Înaintea oamenilor înseamnă a mărturisi cuvântul lui Dumnezeu. Dar Domnul spune, m-a urât pe mine, vă vor urâ și pe voi. De ce? Pe mine lumea m-a urât, pentru că mărturisesc despre ea că este rea. Și atunci, când cuvântul lui Dumnezeu mărturisește despre lume că este rea, atunci eu n-am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despar pe fiul de tatăl său, pe fiică de mamă sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Pentru ce? Pentru că se mărturisește cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îi voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în cerul. Atunci când într-o familie mărturisim cuvântul lui Dumnezeu, vom fi urâți, pentru că Dumnezeu este un domn al adevărului și mărturisește despre lume că este rea. Spune Domnul, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Nu vă se vând doare două vrăbii la un ban, totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia tatălui vostru. Două vrăbii suntem noi oamenii. Cine hotărăște să cadă este Domnul care hotărăște care dintre vrăbii să cadă. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Cine? Oamenii care mărturisesc cuvântul lui Dumnezeu. Spune Domnul, voi mă necinstiți înaintea poporului meu, pentru câțiva pumni de orz și câteva bucăți de pâine, ucizând niște suflete care n-ar trebui să moară și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască, înșelând astfel pe poporul meu care ascultă minciunile voastre. Despre ce este vorba aici? Este vorba despre săraci. Despre săraci, spune Domnul. Atunci când dăm cuiva, dăm la un sărac ceva, ajutăm un sărac, Domnul, între a ajuta un sărac și a mărturisi numele lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, Domnul spune, pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Deci pe săraci aveți întotdeauna. Deci sunt două acțiuni care se petrec astăzi. Mărturisirea numelui lui Dumnezeu și ajutorul de săraci. Domnul spune, mărturisiți numele meu. Cine mărturisește numele meu este mai important decât cine ajută pe săraci. Pe săraci îi aveți întotdeauna cu noi. Astăzi Domnul ne cheamă să mărturisim numele Lui pe vreme de război, să aducem descoperire pe vreme de război, să aducem descoperire din gândul Lui Dumnezeu, să cerem la Dumnezeu descoperire, să ne rugăm ca Domnul să dea descoperire la oameni, la sfinți, ca să ne dezvăluie ce trebuie să facem, ce cale să alegem prin cuvântul Lui. Astăzi se spun multe, se fac multe, se dau păreri din toate științele omenești, din medicină, din psihologie, din astrologie, din toate sursele omenești. Dar Domnul spune, gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele.
zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Ce să facem astăzi? Să cerem descoperire, să găsim calea, dar să mărturisim cuvântul lui Dumnezeu. Calea să fie cuvântul lui Dumnezeu, nu cuvântul oamenilor, a părerilor, a cercetărilor, fără rost. Domnul cheamă astăzi să-L mărturisim pe El la vreme de necaz. Domnul cheamă să-L mărturisim. Este foarte simplu. Domnul cheamă, cine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu la Tatăl Ceresc. Deci astăzi ne cheamă Domnul la ceva atât de simplu. Să mărturisim cuvântul, să cerem descoperire, să mărturisim cuvântul care arată calea pe care trebuie să o urmăm. Deci căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să o drâslească pentru ca să dea sămânță semănătorul și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Deci planurile Domnului astăzi, în vreme de război, sunt aici și vor da rod dacă atunci când noi cerem la Domnul să ne arate calea pe care să o urmăm, ce trebuie să facem pe vreme de război. Domnul spune, cine, tot așa și cuvântul meu va împlini planurile mele. Deci noi astăzi Domnul ne cheamă, atât de simplu, să căutăm calea în cuvântul lui Dumnezeu. Este război, dar să nu uităm că Domnul spune astăzi, eu sunt, chiar și dacă este război, Domnul spune, eu sunt. Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, vei răspunde copilului lui Israel astfel, cel ce se numește eu sunt, m-a trimis la voi. Eu sunt, da, este război, se desparte mama de fiică, copilul de tată, dar și totuși Domnul zice, eu sunt, eu sunt, deci este război, dar eu sunt. Ce cere Domnul astăzi? Să mărturisim numele Lui. Numele Lui este cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm să facem rugăciuni, spune Domnul. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneala taina Evangheliei. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu nu vă-l trece. Este tot aici. Nu va trece niciun cuvânt. Nu va trece niciun cuvânt din ceea ce este scris aici. Domnul ne cere să ne ducem, să căutăm calea vieții, care este cuvântul lui Dumnezeu, care numai cuvântul lui Dumnezeu răstoarnă planurile neamurilor. Este un psalm 33, unde Domnul spune că El înfăptuiește, El le întocmește inima la toți și a lui Faraon de astăzi. El întocmește inima. Și ia minte la toate faptele lor. El întocmește inima. Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor și pe faraon de astăzi. Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz, calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Puterea este a lui Dumnezeu. Iată, ochiul lui Dumnezeu privește peste cei ce se tem de el și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul, El este ajutorul și scutul nostru la vreme de război. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Doamne, fii îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine. Deci, pune Domnul un cuvânt inimii mele. Inima mea se îndreaptă spre căpeteniile lui Israel. Spre aceia din popor care s-au arătat gata să lupte cu cuvântul lui Dumnezeu, să aducă oamenilor cuvântul lui Dumnezeu care să le arate calea dreaptă, spre aceia din popor care s-au arătat gata să lupte, binecuvântați pe Domnul, să plecăm la luptă cu vrășmașul, cu faraon, cu carele lui. Cu acest îndemn, binecuvântați pe Domnul, asta spune Domnul astăzi. Deci, în Psalmul 33, care astăzi Domnul mi-a arătat puterea Lui
sfatul lui, planul lui, nu se întâmplă nimic dacă nu este din voia lui Dumnezeu. Deci ceea ce se întâmplă astăzi este tot din planul lui Dumnezeu. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată ușirea lor prin suflarea gurii lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea lui, că cel zice și se face. Deci ceea ce se face astăzi este spus de Domnul. Deci atunci când venim cu învățături omenești, cu păreri omenești, cu cercetări fără rost, noi trebuie să știm că Domnul este în frunte. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor. Numai Domnul poate să lucreze. Numai acțiunea lui poate să oprească sau să lese această desfășurare. Și Domnul spune: ferice de poporul al cărui nume este Dumnezeu, ferice de poporul pe care și-l alege el de moștenire. Se aduc multe versete de oameni pe aici și acolo și vin contestate pentru că sunt scoase din context. Dar Domnul zice: cine mă va mărturisi pe mine, îl voi mărturisi și eu înaintea lui Dumnezeu. Fraților, cine mă va mărturisi pe mine este orice cuvânt. Orice, reflectați la acel cuvânt care ajunge chiar scos din context. Nu este nimic din întâmplare. Dumnezeu este Tatăl Duhurilor și când trimite un verset, reflectați la acel verset chiar scos din context. Pentru că acel lucru înseamnă mă mărturisi pe mine înaintea oamenilor. Și vom fi foarte respinși atunci când venim cu acel verset care doare. Dar Domnul spune: eu am venit să mărturisesc despre lume că este rea, de asta mă urăște lumea. Este o mare îndrăzneală să se scoată din context un cuvânt al lui Dumnezeu și să se pună, să se scrie. Dar Domnul asta înseamnă, am mărturisit pe mine. N-am venit să aduc pacea, ci am venit să aduc sabia. De ce? Pentru că nu ne place adevărul. Am venit să mărturisesc despre lume că este rea. Nu ne place adevărul și atunci scoatem sabia și lovim. Și lovim pentru acest verset. Deci eu vreau să spun. Domnul spune, iar poporul acesta să-i spui, așa vorbește Domnul: iată, vă pun înaintea calea vieții și calea morții. Calea vieții este cuvântul lui Dumnezeu. A Domnului să fie slava în vecii vecilor. Amin.